Salut, suntem Holly Mali și Karin și astăzi avem un challenge foarte mișto de făcut și anume să filmăm un videoclip, atenție, în buget de 800 de euro. Exact, trebuie să facem asta, atâta n-am dat casă de casele de consumare, asta e tot bugetul pe care l-avem, avem doar 9 ani, avem locația, nu avem oameni, nu avem cine să ne filmeze de cameră, din noi, mă rog, avem o cameră care ne filmează, dar vreau să nu avem absolut nimic. Piesa se numește Girls Just Wanna Have Fun, ceea ce înseamnă că avem nevoie de fete, o locație mișto, okay, de cineva care să filmeze clipul, obiecte, șampanie, ceva foarte distractiv, lumini. Te uite, Olivia filmează în Herăstrău ceva. Hai să mergem în Herăstrău. Și poate facem cumva să o convingem să apară în clip și poate e cu cineva cu care filmează, mă gândesc, și putem să-l convingem pe respectivul. Hai! Avem ceva de discutat cu tine foarte important, okay, și anume că avem de făcut un clip și câte avem clip? Avem bugetul 750 de lei. Ai, mă, da. Și ce clip vrei să faceți de 750 de lei? O să ne iasă un clip de 750 de lei. Ideea e că nu avem un clip care să filmăm și vreau să te întrebăm dacă te putem întrerupe timp de câteva ore și dacă putem să-ți folosim un clip care nu ne mai filmează. Dacă ești ok să faci chestia deci, asta, trebuie să spuneți de ce e vorba și trebuie să... Nu avem încă locație și am avea doar pe tine la început. Avem ținutele, cam atât și o piesă pe care vrem să o lansăm. Mamă, ce curaj! Piesa se numește Girls Just Wanna Have Fun. Trebuie să fie ceva foarte distractiv, da. Avem nevoie de niște recuzită. Girls Wanna Have Fun, adică fete probabil. Sunt două, sunt trei deja aici. Bine, hai, let's do it. Te bagi? Ok, let's go, let's go! Deci, care-i plan? De frișcă. Da. De frișcă okay, în cadă. Se pune pe listă. Ok, okay, deci eu fac rost de fete okay, și voi de frișcă în cadă. Da. Let's go! Am făcut rost de fete. Nu știu cum arată. Trebuie să găsim o locație gratis. Și am vrea să facem și niște cumpărături. Pupuleți, șampanie, lumini, neoane, fructe. Deci facem un party girls night out. Yeah. Putem folosi camera asta. Trebuie să găsim locație. Mă gândesc că întrebăm oameni. Sau să întrebăm oameni, da. Auziți, nu vă spărați. Apreciez de filmat un videoclip și vreau să vă întrebăm dacă puteți să luăm la dumneavoastră acasă. Videoclipul o să apară pe internet și mai departe, dar voiam să vă întrebăm dacă am putea să facem chestia asta împreună. Da. Suntem cu un băiat cu echipă de filmat. Suntem mai fete, nu foarte multe, de lăsat. Da. Am terminat. Nu? Nu. Auzi, câte de noi să filmăm un clip și nu avem buget, dar nu avem locație. Vreau să vă rugăm ca acasă. Aș vrea și eu să particip. Da, dar stați că eu nu stau singură și trebuie să sun pe colega mea să văd. Poate să vină și ea? Okay. S-o întreb dacă okay, e ok. Okay, okay. Auzi, Bianca, m-am întâlnit cu niște fete care sunt cântărețe și vreau să filmeze un clip la noi acasă și au nevoie și de figurație. Vrei să vin cu ele acasă și să filmăm împreună un clip? Să apărăm un clip? De ce? Putem să filmăm la tine acasă? Vine un pac, am găsit props. Pentru că ce să filmăm? Filmăm cu un șarpe! Să rămână! Avem și noi o rugăminte la dumneavoastră. Vrem să vă întrebăm dacă am putea să filmăm la dumneavoastră în casă, pentru că vrem să facem un clip și nu avem locație. Dacă puteți să ne lăsați să filmăm la dumneavoastră în casă, pentru cât timp? David, cât timp? 2-3 ore, e în regulă? 2-3 ore. Încercăm să ne mișcăm cât de rapid, dar okay, da, vă dați seama. Okay. Da? Da? Bine, bine. Dacă erau mai multe zile, nu. Dar Nu, e doar câteva ore. Noi trebuie să mergem să facem niște cumpărături. Aveți nevoie de ceva de la magazin? Vă putem aduce orice. Pufuleți. Gata, s-a făcut. Revenim, să rămânem, să facem imediat. Yes, în sfârșit. Gata. Fiți atenți, ne ascundem printre mașini, pentru că Paza vrea să ne dea afară din parcarea asta. Am făcut cumpărăturile, doar că suntem pe datorie 100 de lei, așa că ne-a ajutat David. Nu mai avem niciun bani pentru filmare, dar ei bagă cumpărăturile în mașină. Mă duc pe ascuns, pentru că nu trebuie să ne vadă Paza, deci... Thank you.
Let's go! Ce decideți? Te-am adus bufuleți. Da! O să încercăm să nu vă deranjăm foarte mult, doar că o să ne folosim de spațiul dumneavoastră ca să filmăm cât de mult ne dați voie. Simțiți-vă cum doriți. E parte din planul vostru, așa că aveți libertate de acțiune. Mulțumim mult, arată foarte bine. Arată foarte bine, e foarte frumos aici. Ține-te de nas și haideți să vedem baia. Baia în pufuleț. Baia în pufuleț direct. Îi dăm pentru doamnă. Îi dăm două pungi, doamne. Bine, și ne ajung restul să umplem cadastru. Sper. Bravo, echipă! Primează un oglindă așa să vadă dacă e bine. E bine. Make-up care rezistă. Da. E un cadru, nu? E un cadru, eu să fiu probabil de aici. Nu știu ce să zic de păpușele. Eu cred că se potrivește să fiți mai multe fete aici. Deci e ok să filmăm cu hainele în spate. Bă, da, eu zic să folosim haine, dar mare atenție trebuie să spunem și fetelor să nu le... Să ne atingă. Da, o să aduc niște lumini aici, să punem să fie mai întunecos și totuși să fie mai fashion totul. Păi hai să... Acum hai este puțin pe unul. Mai e un etaj. Aici e mare party! Aici e mare party. Uite, este tare! E tare, zici că e cineva aici. Trebuie să facem scenă de uitat la film. Cu tot cu televizor, cu neoane, cu lumini obscure. Ok, să fie ca un fel de home cinema aici. Bun, ok. Stinge luminile, umplem de fum, facem o chestie, știi, că să pară real. Luăm planta asta să cumva să ne atingem de ea. Putem să facem ceva cu frișca aici, pentru că aici nu o să murdărim pe jos. Ok, cool, hai, să ne apucăm de treabă. Pare că știi ce fac. Uite. Da. Și recomand să stați perfect drepte cu fața. Bine. Ca să fie cât mai beauty. Pe do galăgie! Galăgie! Hai să vedem că nu mai avem mult. Unde este evantaiul? Am dat promoțion acum, poate, dar repede să continuăm. Să ne ajungă, să ne ajungă. Dacă mănânci, nu o să ne ajungă, să știi.